bună! Doar ce mi-am achiziționat sâmbătă acest calendar advent de la Trend Up. Sunt foarte bucuroasă pentru că am reușit să-l găsesc în magazin. Inițial am căutat în magazinul din centrul Craiovei, dar nu-l mai aveau. Așa că am avut puțin noroc. Recent ei au deschis un magazin în Reoputere Mall. Datorită faptului că au deschis recent magazinul, au oferit clienților și o reducere de 15% la toate produsele. După ce achiziționezi un produs, ei îți mai oferă o reducere între 10 și 50%. Eu zic să ne apucăm să-l deschidem, să vedem ce avem în el. Haideți să-l deschidem. Sunt foarte entuziasmată pentru că nu am folosit niciodată produse de la ei. Dacă de la cei de la Catrice am mai folosit produse până acum, de la Trend Up nu am folosit niciun produs, din câte mi-amintesc eu. Aici cel mai probabil avem o listă cu toate produsele. Eu nu, după cum vedeți, eu chiar nu l-am desfăcut înainte, era sigilat. Nici nu vreau să văd ce scrie acolo, vreau doar să-l desfacem și să începem să vedem împreună toate produsele. Calendarul ne întâmpină cu un mesaj: Have yourself a beautiful Christmas. Și așa arată. Este simpatic, dar cred că cel mai frumos a fost cel de la Ferrero, așa la design. Hai să vedem ce conține. Deja am văzut căsuța cu numărul 1. Să o și deschidem. Ce avem aici? Un fart de ploape. Să o și deschidem. Numărul 1. Să punem noi așa. Este o nuanță de verde. Într-adevăr, din ce văd, nu sunt la fel de pigmentate ca cele de la Catrice sau alte branduri. O să le vedem pe parcurs. 2. Căsuța numărul 2. Asta e problema veșnică a calendarelor, că nu poți să scoți produsele din ele. Dar ăsta e farmecul. O nuanță super de ojă verde. Sper că o și vedeți. Chiar e simpatică. În spiritul Crăciunului. Probabil o să avem și un roșu. La următorul produs, numărul 3, cred că o să țină așa calendarul pentru că mi este foarte greu. Produsul numărul 3. L-am găsit. Da, așa mi este mult major. Ce vă ziceam înainte? Avem și o oje, o nuanță de roșu. Super drăguțe, chiar nu vreau să-l stric foarte rău. Hai să vedem și la numărul 4. Este un ruj. Foarte greu de scos. Foarte bine prinse. Ia uitați nuanța. Este foarte frumoasă. Hai să-l și deschidem, pentru că chiar sunt curioasă. Este o nuanță mată. Următorul produs. 5, 5, 5. 6 l-am găsit. 15. Ah, gata. Am găsit și 5, o căsuță mai mică. Un alt ruj. De data asta, un ruj normal, nu gros. Gata, am reușit să o scoatem. Numărul 6 este o cutiuță mai mare. Aha. Sunt sticăre pentru unghii de Crăciun.
Cutiuța numărul 7, probabil după formă totul. Ah, credeam că e un ruj, dar este o ojă. Gata, am reușit și să scot. Este nuanța 173. Am ajuns la numărul, cât era asta, 7 la 8. Unde este 9 l-am găsit. 8 este aici. După formă este un iluminator, ceva, o pudră. Da, este un highlighter. It's time to shine. Sper că se vede bine. Ia să vedem cum arată. Ce detaliu drăguț. Are un ren pe ea. Foarte frumos. Foarte tare ideea lor. Da, asta să vedem și unde îl testăm. Îmi place. Numărul 9. Este un creion de buze. O nuanță destul de drăguță. Chiar îmi place. Sper să fie și bun. Să vă spun nuanța. Este numărul 020. Asta este. Nu trecem la 10. Tot după forma rotundă, posibil să fie tot la fel, o pudră, iluminator, var. Exact, îmi place. Este numărul 070. O să încercăm, maga, bună, aproape pe terminate. 10, 11. O mascara. Ia să vedem cum arată și speria. Îmi place că nu are exces de produs așa pe ea. Cred că o să fie bun. Îl încercăm. 12. L-am găsit. Este o căsuță puțin mai mare. Hai să vedem și ce are. O paletă. Este numărul 020. Știți că am o pasiune pentru farduri. Cam așa arată. Numărul 13. Unde este? Îl văzusem mai devreme, e aici. Acesta este imposibil de scos. Gata, am reușit. Este un lipstick bronzing. Sper că zic bine. Hai să vedem și nuanța. Oricum, scrie în germen. Cred că l-am desfăcut. 14. Asta chiar e interesant. Ia nu pot să-l scot de aici. Este un ulei. Dar ce trebuie să scoatem? Cred că trebuia să nu iau ceva de
desfăcut. Gata, am reușit. Este un nail repair oil. E pentru repararea unghiilor. Miroase destul de frumos. Cred că e ca o ujă mai degrabă. Așa, asta era numărul 14. Hai să căutăm și numărul 15. O ujă. Am zis că nu rup calendarul, dar m-am cam rupt peste tot. O nuanță de maro. Am pe toate aici. 15, 16, 16, aici. Este o ojă neagră. De data asta am vreo cantitate mai mică. Dacă acestea sunt cantități mai mari, cele două sunt cantități mai mici. Păcat că nuanțele sunt drăguțe, dar nu prea folosesc ojă normală. Așa, mergem mai departe. Numărul 17. Am putea să și desfacem. Nuanța 110. Are 12 ml. Și spune că este Sensitive Lip Butter. Cred că mai degrabă un balsam de buzi. Următor număr 17, 18. Este un creion de sprâncene. Brown Buster Pencil. Cu fibre naturale. Wow! El arată gri, dar de fapt este negru. Următorul, ce a fost ăsta? A fost numărul 18, 19, aici, l-am găsit. Încă o ușă de data asta siderfată, tot la fel o nuanță de nude. Super simpatică și asta. 19, 20, 20. Nu găsesc. Ah, aici. Gata, l-am găsit. Wow! Asta chiar îmi place. Un blush set. Chiar sunt super nuanțele, dar chiar azi mă gândeam că mi se termină blush-ul și folosesc o nuanță destul de închisă. Vai, sunt superbe culorile. Sper să fie și pigmentate. Hai să vedem. Chiar sunt drăguțe. Și nuanță spre maro și nuanță spre roz. Chiar îmi plac astea. Următorul, deci asta a fost 20, hai să desfacem și 21, ne apropiem de finalul calendarului, 21, 21, este un fard, dar îmi place foarte mult ambalajul. Este așa cu ca o lupă. Foarte frumos. Și nuanța e frumușică. Virtual Eyeshadow. Este nuanța 10. Punem și pe asta aici. Trecem la următorul produs, 22, unde este, aici,
Este un glos de buze. Așa, cu rolon. Miroase bine. Ma, asta miroase. Nu se mai parcă acum aia de amestecat care am mâncat când eram mici. Foarte bine miroase. Este numărul 10. Un lip gloss. Și am desfăcut 22, da, 23. Încă un blush. Foarte simpatice aceste blush-uri. Ia uitați, din nou unul cu model. De data asta de biscuite. Ce spune pe el? We wish you a beautiful Christmas. Foarte frumos. Chiar mă bucur că am o grămadă de blush-uri acum. Foarte frumos arată. Și mult așteptatul număr 24 cu el în cheiem și calendarul. Ce avem aici? Wow, ce tare! Este un body mist cu sclipici. Așa ca de Crăciun. Să sclipim puțin. Are un miros destul de puternic. Dar așa e, rămân câteva particule de sclipici. Așa arată. Cam asta a fost calendarul. L-am desfăcut pe tot. Uitați, nu mai e nimic. Sunt încântată de produse. Foarte multe blush-uri. Chiar mă bucur. Aveam nevoie. O paletă de farduri. O mascara. Glosuri. Ceva de gene. Iar bronzerul ăsta foarte simpatic, un creion de buze, o ojă la fel, ia uite-te, sunt 6 nuanțe de ojă, highlighter, 2 bronzere, faldurile acestea, ce mai avem pe aici? Niște sticăre de Crăciun. Noi ne vedem data viitoare. Cel mai probabil nu o să fie un calendar așa, ca să nu vă plictisim. Nu uitați să vă abonați la canal pentru a primi notificări în momentul când postăm ceva. Bineînțeles, dacă vă place ce facem. Pa, pa!